panică, țipete și agitație în Piața Sud în jurul prânzului. O mașină parcată pe trotuar a fost atacată de un hoț care a spart geamul lateral al mașinii, de unde a sustras o geantă lăsată la vedere de proprietar. Cetățenii din jur, care au fost martori la această faptă, au alertat imediat poliția și au încercat să prindă infractorul. Au apărut și oamenii legii, iar totul s-a terminat cu bine. Făptuitorul a fost demascat și predat colegilor lui, polițiști. Asta pentru că totul a fost un exercițiu demonstrativ organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, într-o acțiune ce face parte din campania de informare derulată în această perioadă, intitulată Săptămâna Prevenirii Criminalității. Ați văzut ce s-a întâmplat lângă mașina aceasta galbenă? Nu, am auzit pocnitura și am văzut borseta și plecăm și nimeni n-a sărit în ajutor. Dar ce trebuia să facă? Păi ce trebuia cineva să-l prindă, că putea să-l prindă. Da, da. Cum trebuie să reacționăm în astfel de cazuri? Ar trebui să sară oamenii care sunt putere să-i împiedice să facă lucrurile astea. Și cine nu, să sune la 112? Să sune la 112, dar nu aveai timp, că el o sparge și fuge. O țintit borseta aceea acolo, dat pumnul, o spart și-o fugit. Am auzit bubuitura și fugind cu borseta în mână. Ați fost vreodată martor la astfel de evenimente? N-am fost și nici... Nu ne dorim așa ceva. Nici nu doresc să apar undeva în cazuri din asta. Când este spart așa o mașină, cum trebuie să reacționeze oamenii? Cum trebuie să reacționez oamenii, nu pot să reacționez, nu știi ce cum e, adică au arme, albe asupra lor, e foarte periculos, adică să-i reții figura, adică să-i reții fizionomia. Că eu acum ați reținut cum arăta infractorul? Nu, era cu spatele, am văzut venea, eu eram, mă uitam de aici, l-am văzut că până m-am dus cu el, când am văzut că aruncat acolo. Măcar cum era îmbrăcat? Era negru, într-o geacă neagră. Pare. Statura? Statura medie 1,65-70. Și că, știi de ce spun asta? Că eu am avut treabă cu telefonul și l-am recunoscut după fotografia robot de la poliție. Ziua de joi, 29 septembrie, campania Inspectoratului de Poliție a fost dedicată activităților de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului, a infracțiunilor stradale, a furturilor din autoturisme și a tâlhăriilor. Ce trebuie făcut pentru a nu cădea victima acestor fapte penale? De multe ori, în astfel de cazuri, populația nu intervine, dar nici nu reține astfel de amănunte legate de infracțiune. Dorim ca pe această cale să informăm cetățenii să ia atitudine, să rețină cât mai multe date despre autor, referitor la înălțime, direcția în care a fugit, modul în care era îmbrăcat, pentru ca noi polițiștii să reușim să identificăm cât mai repede hoțul respectiv. De asemenea, posesorilor de autoturisme le recomandăm să nu lase la vedere obiecte de valoare, cum ar fi GPS-uri, poșete, genți, diplomați sau alte obiecte care ar putea atrage atenția hoților. În ultima zi de campanie, pe 30 septembrie, Inspectoratul de Poliție va derula activități de informare și educație rutieră. În parcarea unei moli din Bacău, polițiștii vor realiza un alt fel de showroom cu mașini implicate în accidente rutiere, iar în paralel vor informa cetățenii care sunt pericolele din trafic și cum pot fi ele prevenite.